De la bal la spital. Așa s-a încheiat pentru 4 persoane o petrecere din satul Sakharov, raionul Sângerei. Cu toții au ajuns la spital cu intoxicații după ce au chefuit la o nuntă. Petrecerea a avut loc la Bălți pe 1 iunie. A doua zi, oamenii au acuzat stări de vomă și dureri abdominale. Cele 4 persoane au fost internate la spitalul raional pentru tratament. Potrivit presei locale, cel mai probabil nuntașii s-ar fi otrăvit cu mezeluri care nu erau proaspete. Nu este singurul caz de intoxicație în masă din ultima perioadă. Acum 3 săptămâni, mai bine de 40 de nuntași de la o petrecere organizată în Soroca au ajuns la spital cu intoxicații după ce au consumat alimente care nu erau proaspete.